Primăria orașului Hâncești a fost plasată în carantină. Decizia a fost luată după ce primarul orașului, fostul democrat, deputat Alexandru Botnari, a fost testat pozitiv la COVID-19. Deși testul a fost făcut încă vineri, astăzi, telefonând la primărie, i-am găsit pe angajați la lucru. Aceștia ne-au spus că primarul nu purta mască întotdeauna așa cum cere legea, ci doar după necesitate. Am încercat să aflăm câți angajați ai autorităților publice locale din țară s-au infectat de la începutul pandemiei, dar nici Ministerul Sănătății și nici Agenția Națională de Sănătate Publică nu dețin astfel de date. Potrivit unei publicații online, primarul de Hâncești, Alexandru Botnar, a fost confirmat încă sâmbătă cu COVID-19. Acum acesta primește tratament la domiciliu. Botnar a confirmat pentru Infocurier Hâncești că a avut simptome specifice răcelii, dar nu știe care ar fi sursa contaminării, deoarece a contactat cu mulți cetățeni și de cele mai multe ori nu a luat măsuri de siguranță. Până la urmă, este de vină factorul uman. Eu am contactat cu mulți cetățeni la primărie și în teritoriu. Unii au virusul, dar nu au simptome și de aceea nici nu spun nimănui, dar îi expun riscului pe alții. A declarat acesta pentru ziariștii locali și viceprimara ne-a povestit că de mai multe ori l-a văzut pe Alexandru Botnar fără a lua măsuri de siguranță. Practic, dumnealui, dacă vede că nu este necesar, el nu opine, dacă vede și putea să respecte distanța de un metru, un metru jumătate. Astăzi a fost luată decizia ca toată primăria să fie plasată în carantină până la data de 9 august. Deși am telefonat la ora amiezii, i-am găsit pe angajați încă la lucru. Ne-au zis că deocamdată nu se știe dacă cineva urmează să fie testat. Că lucrăm cu Centrul de Sănătate Publică, totuși o să fie făcută o listă a persoanelor, a angajaților care vor fi plasați în carantină, care au avut direct contact cu domnul Alexandru. Restul vor fi la serviciu, dar va fi lucru la distanță. Situația este mult mai dificilă la Leova. Acolo atât primăria cât și Consiliul Raional sunt în carantină deja de 2 săptămâni, însă cazurile tot nu contenesc. Chiar astăzi președintele raionului ne-a spus că a fost să dea testul repetat la COVID în speranța că va fi negativ. Nu cunoaște rezultatul deocamdată. Avem 30 de cazuri, dar cazurile sunt mult. Măresc până când nu pot să vă spun precis. Eu singurul sunt unul dintre ei. Noi suntem persoane expuse și ne vin noi din Cătărine și nu știm că era tot păzit la intrare cu dezinfectant, cu termometrie. În schimb, angajații de la alte primării care deja au ieșit din carantină ne-au spus că au întreprins măsuri de siguranță în plus pentru a evita contaminarea repetată. La Sângera, de exemplu, încă nu au fost reluate consultațiile obișnuite ale cetățenilor. Restrâns la distanță. Adică cetățenii nu au contact în cabinet, iese specialistul la cetățenii afară și lucrează la distanță. Noi postavili la входе тепловизор. Если раньше убирали 3 раза в день этим растворами помещения примарии, то сейчас убирают 5 раз в день. Am încercat să aflăm câți angajați ai autorităților publice locale din țară s-au infectat de la începutul pandemiei. Atât Ministerul Sănătății, cât și Agenția Națională de Sănătate Publică ne-au spus că nu dețin astfel de date. Anterior s-a anunțat că în carantină au fost plasate primăriile din Bălți, Sângera, Taraclia, Turșeni, Larga, Cahul și altele.